am scris cartea asta în primul rând pentru că scrisul este the most fun you can have with your pants on. Ar fi trebuit să introduc un capitol și despre iubirea din relația dintre iubire și pantaloni, dar nu l-am introdus încă. Croitorașul cel viteaz ar fi devenit croitorașul îndrăgostit. Cred că ne dușmănim toți un pic CV-urile. Nu ne plac CV-urile noastre pentru că ele ne transformă pe noi într-o listă de măsurători, de infopretate, de când iei ceva viu și îl transformi în documente, mare parte din el se duce pe apa sâmbetei. Impresia mea este că obiectele și oasele din pământ păstrează încă ceva din sentimentele noastre, ceva ce este imposibil de recuperat din text. Imposibil. E ceva în același timp inepuizabil, poate pentru că este tăcut, nu știu. Tot așa cum multe din amintirile noastre rămân prinse în muzică sau în mirosuri și nici de cum în cuvinte. Acum, mă gândesc că unele cărți sunt cărți ușă, iar altele sunt cărți fereastră. O carte fereastră e cartea din care vezi o paradă a lumii. Cartea ușă este cartea care îți permite să intri pe niște coridoare și să le explorezi. E, cartea asta, cu cartea asta, eu trimit mașina dis de dimineață la casa cititorului, îl iau, îl duc pe câmp, îi pun o cască în cap, îi dau o casma și îl las acolo. Deci cam asta se întâmplă cu această carte. Am lucrat destul de mult la ea. Mi-amintesc că Mendelssohn zicea odată despre Donizetti că lucrează cam 10 zile la o operă. Și după aia când vede că reputația lui o ia la vale rău de tot, lucrează chiar și 3 săptămâni la o operă. Deci eu am lucrat un an jumate, mă simt ok cu asta. Se bazează pe experiența mea de 20 de ani de săpături. În sfârșit pot să zic 20 de ani. Atâția ani am așteptat să pot să zic chestia asta. De ce am scris-o? Am scris-o în primul rând pentru că mă face să învăț, să-mi clarific ideile despre această disciplină, mă face să-mi petrec, deși sunt orășean acum, să merg imaginar înapoi pe șantier, înapoi la animale, înapoi la copaci, înapoi la prietenii mei. Am scris-o pentru că s-ar prezice că scriem literatură cine, pentru că atunci ne simțim esențiali în raport cu lumea. Eu am scris asta pentru ca să particip, să particip la lume, nu să fiu esențial în raport cu ea, și am scris-o pentru că în fine, simt obligația ca știința, această disciplină, să fie readusă în dezbatere publică și ea, ca și multe alte științe pe care aș vrea să le văd înapoi în sfera publică, în așa fel încât noi toți să fim mai veseli, mai sănătoși și, în ultima instanță, democrația să gâfie mai puțin. Deci avem nevoie de popularizarea științei. Acum, știu că ar trebui scris despre alte chestii, despre războaie, despre politică, despre mediul conjurător, despre foamete, despre lucruri importante, dar eu numai despre asta știu să scriu. Steinhardt obișnuia să dea un exemplu unui clown. E un clown care face jonglerii într-o biserică goală în fața unei icoane. Nu știa cum altfel să omagieze acel plumb din icoană. Asta știa să facă, asta făcea. E o carte care ar fi putut fi extinsă mult, sunt multe alte capitole despre dragoste care nu au ajuns acolo, dar vreau cartea să rămână deschisă. Un arhitect vienez povestea pe la 1900 chestia asta, un fel de fabulă. Un arhitect construiește o casă pentru un client, îi face nu numai casa, dar și mobila și hainele, totul, ca să fie asortat. Și în ziua în care proprietarul primește un cadou, arhitectul se enervează că acel obiect nu-și mai găsește locul în casă, nu se potrivește. Eu nu vreau asta. Eu vreau cartea să rămână deschisă, cititorul să-i adauge poveștile lui. Și aici cititorul e esențial, pentru că mie mi se pare că calitatea a ceea ce spunem noi depinde de calitatea ascultării și atunci am nevoie de cititor să îmbogățească cartea, am încredere în cititor,
dar cu cobra cine câștigă. Deci noi aveam încredere în oameni și încrederea asta o am în continuare. Am încredere în continuare în destinul cărții, adică fără cărți nu e în regulă. Și mi-amintesc un pasaj din Apocalipsa unde se spune cerurile s-au strâns ca un sul, ca un sul de papirus, ca o carte antică. Păi asta, se compari sfârșitul lumii cu sfârșitul unei cărți, numai un mare cititor putea să scrie asta. Ok, în această notă optimistă o să închei. Le mulțumesc invitațiilor mei pe care îi iubesc, sunt extraordinari și dumneavoastră pentru că ați venit.